Hai, salut prietena și bine v-am regăsit la un nou gameplay. Astăzi o să jucăm un joc care se intitulează Deadbound, un joc care s-a lansat pe data de 8 august 2024 de către dezvoltatorii Trialforge Studio, iar ca și editor sunt compania Tate Multimedia. N-am mai avut de face până acum cu Tate Multimedia sau cu Trialforge Studio, așa că sunt curios să vedem ce pot omena și joculețul este catalogat ca și un simulator cu Dark Soul. Un RPG, un joc dificil, wow, violent și science fiction. Cam multe chestii într-una singură. Recenziile sunt în mare parte pozitive, cel puțin de pe Steam, de unde joc și eu, joculețul. În mare parte ar trebui să știm că jocul costă 30 de euro. Deci rămâne să vedem până la final dacă este un joc de 30 de euro sau nu. Are și ceva DLC-uri, din câte văd pe aici. Poate să ajungă cu toate nebuniile chiar la 45 de euro. Văd, wow, destul de multe chestii pe joculeț. Jocul ne spune că este vorba de... Practic tu intri cu caracterul în viața altor războinici care au luptat cândva pe aici și poți să, astfel să lupți cu fiecare personaj în parte. Poți să jonglezi dintre unii și ceilalți. Totodată acțiunea se desfășoară cu caractere medievale într-o lume destul de modernă. Aici sunt tare curios să văd cum funcționează chestia asta, adică cum să aduci un luptător teuton, un luptător medieval într-o lume science fiction, într-o lume destul de modernă. Death, Lady of Men. Lady of the true faith and of the true path of those avem who breathe, hearest my clamor. Giveth us thy blessing, giveth us thy așa righteousness, intro, giveth us thy peace at the end of our journey. Ce și cum. Only de ce thy word is avem. True, only thy church is the path. Am trecut peste pentru că platformelor nu le cam place să urmărești cinematicul și decât să ne luăm diferite de copyright-uri, mai bine nu, intrăm în joc. Am ieșit practic din canal aici. Salut. Mamă, ce bășici aici pe pereți, mâncați, s-au bășicat păreții, mâncați sufletul de nenorocire ce aici. Ce se întâmplă aici? E o hartă categoric pe perete aici. Opa. Asta e Lady. Opa. Fereaște-te, măicuță, că crapă păreții. Ferească, Dumnezeu, cu tremur. Fugiți! Au luat-o. E, aici ne arată un pic așa un tutorial cum să ne mișcăm. Rotate-uri, treburi, s-o fătele. Uita! Please! Opa! Ha? Și că tu-i facem asta un... Sire, I've followed you proudly since death's... Practic a căzut în peretele pe ea și nu mai poate lupta. Și acum mai spune ultimele dorințe sirului. Sire, omoară-mă. Mai bine bagă-mi tu sabia în tepșă decât să mă moare. E onoare să-ți dau sabia. Păi cum nu? Thank you very much. Omoară-mă mai repede că mă scurg de viață aici. Eu vă traduc acum ce zice. In Lady Death's honor. Do you accept death? Îți accept moartea. Vai de mine. Essence. Voi fi onorată. Și acum practic. Ferească Dumnezeu. Rest in peace, my lady. S-a dus pe pulă. A murit. Ai. Bă, dar putem să facem ceva de pe aici? Să o luăm, să o îngropăm? Nu mai, deci am killerit-o ca să nu o doară pereții. Bun. Ce-mi place pelerina lor ăsta, ce fâlfâie. Cineva tărâmă pe aici constant la... Ferme la port, s-il vă ple. Opa, ce-i pe aici? The writings of the first man. May the lady watch over me. N-avem amprentă pentru așa ceva. Oh my god, ce-i aici? Un adevărat spațiu. Sacrilege. Yep. Cândva cineva... Oh? S-a auzit pași? Suntem urmăriți? Cineva cândva aici a făcut mare treabă, dar... Up there. Must be where the explosion originated. Oh, ce copac aici, mă frate, care se alimentează cu... aburi. Cu ciumă bubonică. Am auzit pe cineva pe sus, pe aici. Oh, my man.
Oh, my man. Aha, și-am chemat liftul. Oh. Se pare că liftul merge, deci n-a avut nicio problemă. Clădirea e dărâmată full option. Băi! How? Oh my god, en garde. Locking is încuiată. Bun. Opa. Băi băiatule, nu vă ciucați cu DS pe aici. Ne-a dat acolo comandă să o cam... să-i dăm cărăl poteca, că... Așa, și aici ne spune că... Ia, uite, bă, ăla aruncă, cică! He-he, boy! Au înțeles. Ok, deci ne-a dat în scut. Bun, mai multe. Frate, ia de aici. Te-am culcat la pământ. Nu știu care tot mișcă clădirea, nu-mi place ideea asta. Moment. Asta stătea pitulat aici. Tu ce faci pe aici? Acum nu mai are mană. Așa se aude. Tic, 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 dai în gol. Dar ce e aici, mă? Ce sanctuar e aici? Un spital, un... Bă! Pericol. L-am convins să se dea bătut. Oleu! What manner of unholy creatures have you unleashed upon this earth, heathen dog? What deranged blasphemy were you trying to achieve here? Speak, and lessen the burden you'll have to carry on your way to the one true goddess. Yep. It's too late, crusader of death. We have failed our goddess. Mi se pare mie. Sau personajul ăsta nostru și-a pus lanțul invers la gât. Where is your master? Where is Solon Legionis? Rot your essence, church dog. Bă, da, mă uitam pe aici dacă avem vreo hartă, ceva, nici gând. Nici gând de hartă. În schimb, avem un inventar aici, în care ne putem uita cam ce avem noi pe aici. Ok, deci totul e pe dibuială, în mare parte pe joculețul ăsta. Consemnat sau însemnat pe undeva, ca să-ți dai seama... În ce direcție să o iei? Va trebui să ghicești. Mamă, este cu topoare, din alea, cu topoarele, cu cazmalile. Ia să ne batem cu el. Hai da, bă. Se pare că nu i-a folosit topoarele. Urcăm la scări pe aici să vedem unde ajungem. În vârful spitalului. Oh! Cineva ne-a scuturat. Opa, iarbă. Mai avem nevoie de iarbă? Ce-i cu atâta iarbă aici? Oh my god! The corruption is spreading. Oh my god! Acolo ce se dă? Corupția e ready, auzi? Că corupția la noi în România e de când lumea, mă! Și pământul! L-am liniștit pe ăsta. Mamă, câtă iarbă pe aici, frate. Eu am impresia că... aici e un dealer, careva. Cumva, cândva. Aici doarme cineva sau e rest in peace. Mamă, ce intrare ne-am făcut aici. Deschideți poarta. Ce trăzne să-i aici, mă? Ni oameni murați, mă, mâncați la sufletul. Ați pus murături? Dacă nu, uitați aici. Crematoriu 6 oferă murături gratuite tuturor. Ce dorești murat de aici? Mamă, cât amănuș a mâncat să sufletul aici, fii atent. Ce face bulbuce aici jos? Ce s-a întâmplat aici? O scuipat careva, o fărăcit aici? Mai sincer, nu-mi place camera asta. Mi se pare foarte horror. Aici au terminat apa pe ăsta, a avut să-l mureze complet. Au rămas până la boost. Deci, doamnelor și domnilor, dacă doriți ceva murături de sezon, joculețul ăsta vă oferă și posibilitatea să aveți murături. Opa. Poftiți, vă rog. Unde dracu mai mergem acum? Ce mai vedem pe aici? It's locked, ok. Aici era turnul, aici era... Wow! Chestia de observator pentru murături. Continuăm. Bă, da, pe măsură ce te
apropii de ceva anume, se întâmplă chestia asta? Că nu înțeleg. Mai deschidem o ușă și... Oh my god. Să nu spui că aici trebuia să ajungem noi. Dar ce e aici, bă, mâncața sufletul? Ouăleu, e o, cum să zic, o, practic o din asta care vine din adâncuri. Și se îndreaptă în ceruri, nu știu ce aici. Aici e linia vieții și morții, cred. Aici e un furtun. Cineva e la dentist aici. Mamă, dacă te era de mare, mă, mâncața sufletul, că e încă o dată cât mine. Și a rămas aici neterminat. Aici ce pana mea, ușa asta nu se deschide. Aici ce dracu? Ce e asta, bă, frate? Bă, bătă-l Dumnezeu, ce-a fost ăsta? Fuuu, am trezit mortul, mă, mâncați așa. Bă, ăsta e regele murăturilor. Jesus Chryser. What the hell, man? Uai, dar când dă ăla cu parul, bă, frate, se dă, nu glumește. Oh my god, cu ăsta trebuie să ne bag. Ăsta e ceva boss, mă, boss sultan. Mă, ce prelată, ce coadă de crab are, mă, ferească Dumnezeu, și are o ancoră în spate. Uai, ce mi-a sorbălit una. Huu, cred că nu putem să-l batem pe ăsta. Ăsta doar cinematic. Uai, ce dos de palmă mi-o dat. Jesus Christ, man. Mamă. Ne-a luat curentul. Oh my god. Am înghețat. Lasă sabia, prietene, că te bate ăsta de... What? Atât! Direct la hemoglobină i-o dat. Ăla-i și ne-am dus în fundul pământului cu el. Acum, 20 de ani mai târziu, după un somn profund, ne trezim sau nu? A, s-a trezit bossul. Îl văd acolo în umbră, în spate. He was dead. Am picat cu el în fundul pământului. Nu știu dacă a murit el acolo, dar aici, practic, suntem într-o lume în care... Cândva el ar fi fost pe aici, oare? Practic vedem lumea de dincolo. Hai să vedem ce găsim pe aici. Hai și m-a speriat. Gura mătii încă ce m-a speriat. My apologies, young lord, but your father made it very clear. You are to finish your lesson. Ai, ce știu când era mică. Jesus. The four first deathly high priests, may our lady have them in her honor, were... Saint Samantha Hippocrate, Saint Manmin Ome, Saint... Însă oamenii abur. Go on. Holograme. Saint Louisa. Uuu, ce palme i-o dat, bătru. Atât, la urecu. Uma, man. Și aici, practic, îmi adun zama asta a amintirilor. Așa. Have your head for this, insolent commoner. Și vedem povestea în continuare. My apologies, young lord, but your father made it very clear. Aș cere apologiste, scuze că i-o dat palmă la ureche. Dar mai comenta puștule că îți mai rupe odată mobila. Saint Samantha Hippocrate, Saint Manmin Ome. Se pune poveste aici de câte ori dai chestia asta. Interesant. Saint Louisa. Încă una. Apologiste, Louis, dar... Îl bate, nu mai dăm încă o dată, că îl bate pe copil de-l nenorocește, ci rupe măseaua minții. Ne continuăm drumul pe aici printre, practic, suntem în coastele dracului, aici, cred. Ce face aici, mă? Să biciuie copilul. I command. Only our lady command. Haide, capul punea să biciuie singur, mă. Ferească Dumnezeu. Ce viață a avut și ăsta, mă. Vede de mirare că merge așa cocoșat, nu? Ce, mă, ne batem cu umbrele astea? Oh!
prietene. Opa. Oh, pe rând, bă. You'll be leading men into battle in no time. I-am arătat aici un... Fatalitate extraordinară, domnule. Nu așa. Deci ne și batem cu umbrele astea. Avem halucinații, vedenii. Și continuăm să mărțelim pe drumul morții. Armata Sotocles. The deathly high priestess has summoned all the faithful. Stand aside, father. Mare priest. These are my men, Theron. I am the Lord. Our goddess Death is the true lady. My goddess, who's led it? What is home? My! I say you no need to speak. Berea. Vizbiera, părinte. En garde. But to threaten a holy servant of the church is heresy and treason. Aici am cruciadele, trebuie să cotel nebunii bătăi mari, mă, frate, aici. Our lives do not belong to us, nor to any worldly power. Vedem o lume total, hai de capul meu, de dezastroasă, nu așa, domnule, aici. Și aici suntem practic în iad, urcăm and in the end, spre autostrada 6, iad. We'll call my essence back to her. Ce avem aici? Ai. Împăratul Jonjoy sau împăratul Fonfoy? Do you accept death? Son, my son, please, please. Deci practic noi întrebăm pe ăia dacă își acceptă moartea, da? Și le dăm foc. Do you accept death? Acceptă moartea? All my essence. Ăsta a murit singurul care a murit demn. Asta... Do you accept death? You insolent brat! You bastard son of a whore! Traitor! Traitor! Brichetă! Fire! Oh, mamă! Deci am executat practic în stil mare, la copt cu ei. Mai trebuie să mai facem o, să mai extragem o din asta de aici. Am extras-o complet. Și practic aici... Bună dimineața! My lord, good evening. Ce ai pățit, man? Aici au picat practic ăla de... stai că-i măr picioarele invers. Nu-și poate, nu-și-o gresat bine armura, scârție. Aici îți spune chestii despre tine, treburi, iteme, level, nu știu ce, blind. Aha. E un fel de unde îți face upgrade-uri. Something wrong. Ok, și aici iarăși, ca și până acum de altfel, trebuie să te duci după dibuială. Pe unde, cum dibuiești pe aici tot felul de chestii. Să cauți ușa asta, ci că e închisă. Bun. Să cauți, practic, să izbești pe ăștia cât mai mult, să extragi din ei energia și să aduci aici. Băi! Ba, man, aici trebuie să venim cu spray-ul. Aici zgonge, mă, mâncați la sufletul. Ăștia au... Iau ce ouă mare, mă, o roat pe engine aici. Pată-i dumnecatul, ne-am băgat în... Aici suntem în V2, mă, l-a crescut pe metri. Deci, bolun! Ai. M-a mușcat ăla, mă? Nu. Era stamina, am crezut că vomita pe mine ăla, m-a mușcat. Ia de... Sunt țari împuțiți încă. Uite că îmi dă din ei mana potion, level pașa, alțan, grișciuc, ăla-i. Bă, totuși, nu înțeleg, aici ați vreo două sau trei lumi diferite. Mie mi se pare că ăsta, tot fiind el un luptător de ăsta templier, un luptător al dreptății sau a cruciaților, ce caută într-o lume din asta zombălăită, într-un SF până la urmă, în Metin 2, mana mea nu știu ce dracu-i. Opa, nu spui că asta poate fi, apărea ce apă caldă, deci aici suntem la bloc în pana mea, ne dăm la ăștia drum la apă. Undeva să se umblăm nici la mufe pe aici. Bă, Hasan, ce-ai făcut, mă? Și mi-a împlântat ăla o bâtă în umăr, fii atent. Stai, chestii, mi-a cat încă.
culcat, Petre, că te ia... Te ia garda. Fii atent cum îmi stă bătul sulița lui ăla înfiptă în umăr. Jesus Christ. M-a lepădat de satana ăla, m-a lepădat. Dai că mai vedem unul aici în față. N-are ce să facem și la asta mare vizită. S-a auzut unul din dreapta. Mamă, deci cinematicul ăsta e, să-ți spună la fiecare să adun nu știu ce. A, deci să-l luăm asta de pe jos. Mamă, cât e bețe am în mine, zici că s-a rici, bă, și ăla continuă să tragă în mine, bă. Hai de mine câte bețe am în fipte, ia uite. Ma, zici că sunt arici, mă, frate. Ce-o mi-o dată ea cu de toate pentru toți. Pe aici? Uiză pe aici. Vedem-o din asta care ne trebuie nouă. Ci că trebuie să adunăm chestiile astea. Să le băgăm într-o sticlă. Stai că-l vedem pe Gerasim aici, că asta e luptător cu bâtă. Ia Gerasime de aici. Luptator cu botă. Băi! My God! Le topora era în spatele nostru. Jesus Christ, man. King of the topora. Mamă, ce mă lupea. Băi, level 3? Am intrat pe vale aici. Level 4 aici, cică. Mare țânțar mare aici, domnilor și domnilor. N-a scăpat de V2, încă creștem aici. Ne tot arată, să ne le tădă pe ecran aici, să... S-a auzit ceva? Opa! A ring! A ring! I-a dat un cercel, mă? Sau ce e ăsta? Îl putem pune pe noi din inventar? Sau ce putem face cu el? Unde e ringul? Uuu! Avem poțiune! M-am mușcat de mână, cred. Așa, ia să-mi bagul din aia. Uuu! Acum a fi... Parscă, vă aveți de parscă? Mi-am dat mare injecție în plămână și mi-a revenit, practic. Ei, să nu spui că urcăși pe scară. Ăla-i. Tiki, tiki, tiki. Hai pe scară, să vedem cine e aici sus. Ce ne așteaptă sus, doamnelor și domnilor? Ieșirea din... din inflație. Să pun mi-o dat. Aia e. Vedeam că cine pute pe aici. Se pare că eu puteam. Ahoit. Ahoit. Bă, da, întrebarea e, pe aici putem să coborăm mare, pe aici, pe jos. Sau nu putem să coborăm pe aici? Uite pe aici. De par exemplu. Cred că da, putem să coborâm, dar nu viu. Mort. Și după ce am dat acolo o trântă în cap, practic ne-a dus tot aici la... La, nu știu ce, la trepiedul ăsta. Vieții. Și plecăm iarăși de la capăt, pe aceleași meridiane, pe aceleași nebunii, la adunat de cele albastre. Ale albastre trebuie să le adunăm. Nu știu ce sunt, nu știu ce simbolifică, dar putem să craftăm ceva, să intrăm în pielea personajului, alt personaj decât... Oai de cap, o pușcat un din ăsta, bă, frate, un ou de pe Yangen. Razor, man. Ce m-a scuipat în gură ăla? Băi frate, V2-ul ăsta e... E periculos. A trebuit să găsim acum o altă potecă, o altă uliță pe unde n-am mai fost, să cercetăm o altă zonă și așa mai departe. Fiindcă, parcă, vom avea... Cam asta e combinația jocului. Trebuie să găsim... Să mai avea un pic și ecloza. Uite, că venim ăsta aici cu deranjul. Cine umblă la... Oh-oh. Ce e ăsta, mă? Un bec ars. Bun, hai să vedem ce mai putem să facem. Oh, din nou ăsta! Gerasime! Lasă-o, dracu-ne, că de fiecare dată când trecem pe aici nu mori. Oh, am picat în betieșig. Mamă, ce mizerie pe aici, ne cred că suntem în canal, bă, frate. Fii scârbă de el de canal. Uite că avem o albastre. Bă! Ăla de sus ne atacă. Atrage numai unde nu trebuie.
Mamă, ce grea mea. Ușa asta e ruginită. Și să deschide mare ușa portului și... Asta el e ușa aia de ne duce la trepiedul nostru. Pe nu puteam deschide pe acolo, se deschide pe aici. Am înțeles. Pleacă, bă, prea tine, că mă mai bag cu tine. Vreau să mă duc pe aici să văd unde ajung pe aici. Cred că tot pe aici am sus. Tot trebuie să vin să-ți dau fleașcă. Nu? Hai să facem pe ăsta că... Am făcut o... în scenare. Ok, dar acolo văd ceva albastru. Deci n-am putut noi intra după el? Mare topora. Îl fentăm pe topora. Și de data asta urcăm aici, mai departe, sau? Nu putem urca sus, trebuie să mergem pe acolo. Bă, deci în afară de labirinturile astea, care pur și simplu te pune să te duci dintr-o parte în alta și să încerci să vezi, să ajungi undeva, nu-i ceva wow. Adică, să fiu serios, nu cred că e un joc de 30 de euro, părerea mea. N-aș da 30 de euro pe el, sincer. E prea, nu știu, se pare basic, mi se pare... Ce mi-a dat aici de ascuțit cuțite, mă? un aparat de ascuțit cuțite. Și venim înapoi pe unde am mers sau suntem într-o altă lume? Nu, mai găsim o din asta. Ok, astea care de fapt sunt niște licori, din câte văd, niște poțiuni. Ce facem noi pe aici? Absolut nimic. Nu sare, nu space, nu nimic. Caută din nou. Dacă te duci aici, e ușa de la baza noastră, deci nu trebuie pe aici, înapoi. Și uite, așa te plimbi. Au ieșit și ciupercile. Asta funcționează? Nu funcționează. Ok. Cauți aici până bolunzești. Ce cauți? Dracu știe. Energii de alea să-ți craftezi ceva anume. Oh. Hai să mai mergem un pic pe aici, să mai facem o navigație. Ho 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 ho. Am pierdut esența, nu știu ce. Bun. Nu pe aici ne-am dat noi drumul în cap, oare? Ba, cred că da. Deci, ca și disclaimer, nu săriți, pentru că moare. Moare, nu sare, nu știe să... Moare de varză, dacă vă întrebați de care moare. De varză. Nu știe să sară. Opa! Am intrat într-o zonă unde, aparent, ăsta e pentru prima dată aici. Și aruncă ăsta cu căcat în noi, mă. Până o băgat el mâna în buzunar să scoată mare căcău, noi i-am dat mare săbiu. Și uite așa l-am pus în cur pe Petrea. Bă, da, de aici... Hold on, ușa închisă. Ok. Ne urcăm pe scară și ieșim într-un alt labirint care nu l-am mai văzut, a? Cam așa ar trebui să fie. Hai să urcăm aici, să vedem ce putem să luăm de aici. În afară de bătaie. În afară de bătaie am văzut asta aici, care da. Dă un coci. Putem să o luăm. Move. Move, move. Hop. Bă, vei patru aici. Și cu atâta... Mi-a dat o rozetă, bănesc că... Hai bă, stichiși în freză, ăi! Disteți ce ești tu! A știut să activeze... da, liftul vine săptămâna viitoare. Bun, și pe aici. La spart de ouă suntem. Event de Paște cu ouă. Și ne facem că nu-l vedem și... Mort în lift. Din seria de filme Mort în lift. Bineînțeles că după ce am sărit acolo un cap în lift și ne-a rupt gâtul, ne-a dat din nou aici lângă trepiedul nostru minunat să facem nu știu ce extract. Băi, una peste alta, cam ăsta ne-a fost joculețul. Nu m-a dat pe spate deloc. Am crezut că e vorba de un MMO, de un RPG făcut pe alte combinații. Nu m-a dat pe spate. Grafică bună la el, se mișcă totuși greu. Nu 2D
după părerea mea, nu este un joc de 30 de euro. Așadar, dragi prieteni, cam asta ne-a fost clipulețul de astăzi. Până data viitoare, Cristi Gamer Zone vă salută. Bye bye.